8 federații mondiale, având ca obiect de activitate artele marțiale, și-au dat întâlnire la Marina di Carrara, locație situată în regiunea Toscana din Italia, acolo unde și 9 sportivi brașoveni au reprezentat cu cinste tricolorul României la campionatul mondial de arte marțiale unificat. Sunt, de fapt, reprezentanții clubului sportiv Shindo, care, împreună cu antrenorul Nicușor Ilie, s-au întors din peninsulă cu o bogată salbă de medalii. 5 dintre cei 9 sportivi prezenți la mondialul din Italia își au ședința în localitatea Bod, iar pregătirea lor la sala școlii generale din Bod Colonie a dat roade. Palmaresul înregistrat de 4 fete și un băiat ne-a fost prezentat pentru început de cel mai mic coleg al performerilor, un puște aflat la început de drum. Izabela a luat locul 1 la autoapărare fără arme și la autoapărare cu arme au luat locul 3. Și Pișta Grabela la fel, au luat locul 1 la autoapărare fără arme, locul 3 la autoapărare fără cu arme și Elena, tot locul 1 la autoapărare fără arme și locul 3 la autoapărare cu arme. Palmaresul complet al bodenilor Emilia Polgar, Gabriela Pișta, Izabela Gal, Elena Daniliuc și Bogdan Pișta cuprinde în total 9 medalii, dintre care 3 de aur, 1 de argint și 5 de bronz. A fost foarte frumos și localitatea unde am stat și sala era foarte mare. Am luat locul 1 și locul 3, locul 1 la autoapărare fără arme și locul 3 la autoapărare cu arme. A fost foarte, 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 foarte frumos, nici nu mai vreau să mă întorc acasă de acolo. Și după cum am spus, sala era foarte, foarte mare și erau, cred că, peste 3000 de sportivi acolo. Rezultatele sunt la autoapărare cu arme locul 3 și la autoapărare fără arme locul 1. Foarte mulți concurenți, foarte multe lume, atmosfera a fost la maxim, deci a fost ok. Am luat locul 1 la autoapărare fără arme și locul 3 la autoapărare cu arme. A fost foarte grea, dar am dat tot ce am putut și am reușit. Am luat locul 3 la autoapărare fără arme și locul 2 la autoapărare cu arme. A fost super multe persoane și mi s-a părut așa, wow! Da, ne-am acomodat cu atmosfera de acolo și ne-am obișnuit. A fost foarte greu înainte la antrenamente. Am încercat să facem un exercițiu cât mai complex și să ne clasăm pe podium. Așadar, toți cei 5 sportivi de la secția din Bod, prezenți la mondialul italian, s-au întors cu medalii. Peste așteptările mele au dat rezultate, fiind condițiile date, participare extraordinar de mare. Foarte, foarte mulți sportivi. Concurență mare, destul de greu, dar copiii sunt talentați și prin talent și muncă au obținut rezultatele. Cât de mult reprezintă aceste performanțe pentru performerii din Bod? Până acum sunt cele mai importante pentru că a fost primul meu campionat mondial și sper să nu fie ultimul. Înseamnă foarte mult deoarece este o performanță destul de mare și cât mai sus. Reprezintă foarte mult, eu de mult mi-am dorit să ajung acolo sus pe podium și am ajuns. Foarte mult, adică dovedește și părinților și persoanelor cât de bune suntem la acest sport. Ceilalți 4 sportivi ai antrenorului Nicușor Ilie sunt din Brașov și nu s-au lăsat mai prejos la mondiale. Filip Gârloanță și Remus Gociman au cucerit aurul, alte 2 medalii de argint fiind câștigate de Florin Gârloanță, respectiv Dan Vereș. Revenim acum la primul nostru interlocutor, care este hotărât să le calce pe urme colegilor din Bod. Da, vreau să fac și eu, să devin din ce în ce mai bun, să... Da. Trebuie să facem ceva mult, să ne pregătim foarte bine, să fim pregătiți.